Nu cred că a existat un moment anume în care să zic că mi-am descoperit talentul. Nici măcar cred că întrebându-i pe ai mei părinți, nu cred că aș descoperi lucrul ăsta. De când mă știu, desenam. Mama asta îmi spune că orice foaie prindea și un creion, desenam într-una. Tot de când eram mică, acum fac legătura, după ce am făcut studiile, că îmi plăcea pictura bisericească și icoanele. De foarte multe ori acasă mi-aminteam scene pictate în biserica din sat, unde mergeam cu bunica și le reproduceam. Am avut un prieten și coleg din Blaj, Mihai Tarco, și am lucrat împreună la pictura Bisericii Greco-Catolice din Crăciunelul de Jos. E o biserică unde Mihai a făcut iconostasul, el sculptează și lemn, a pictat icoanele și eu l-am ajutat doar la pictura pe perete. E parțial pictată biserica, doar de o parte și de alta a iconostasului. Sunt reprezentați evangheliștii și sus pantocratori pe boltă. Și la intrarea în biserică, în exterior, sunt reprezentați arhanghelii Mihai și Gabriel, care sunt patronii bisericii respective. Dacă m-ai fi întrebat de la început unde mi-aș dori eu să am magazinul în oraș, era cu siguranță Strada Astra. Am văzut și eu mai multe fotografii și, mă rog, documentare din istoria veche a Blajului și știu că asta era strada cu cel mai mare potențial asta social și economic. Aici erau magazinele, aici se întâlnea lumea și acum foarte multe clădiri încă mai păstrează aerul vechi și istoric al orașului. E o zonă foarte frumoasă. E aproape de catedrală. Mă bucur de fiecare dată când aud clopotele catedralei bătând. E parcul din fața catedralei plin de flori când mergi spre casă. E o încântare să trec pe acolo. Deci chiar sunt frânturi așa dintr-un film pe care îl regizam eu în mintea mea, cum mi-aș dori să fie și ce aș dori să fac. Nu zic că e totul ideal, dar încă mai lucrez la asta. Spațiul ăsta, de exemplu, care îmi place foarte mult, că e extraordinar de luminos și însorit și aerat și mă simt ca acasă. Și exact ce îmi trebuie mie, că îmi trebuie un spațiu foarte mare. Așa o senzație de magazin, atelier și casă. Ceva în binare între astea trei. Să mai vin prietenele care mă întreabă, intrând așa pe ușa atelierului, ce faci, muncești? Și am zis, nu, acasă muncesc, aici mă relaxez. Asta e oaza mea de liniște, practic. Și e foarte frumos pentru că în fiecare zi am alte și alte provocări. Nu e nimic repetitiv, nu e nimic în serie. Deci și nici să vreau nu aș putea face. Și tocmai asta e farmecul. Că fiecare obiect în sine e o altă provocare. Îmi pune imaginația la contribuție. Bine, hai să spunem și talentul. Majoritatea sunt localnici. Sau mai sunt localnici care locuiesc în altă parte, în sensul că am foarte mulți clienți care sunt stabiliți în străinătate, dar blăjeni fiind, care vin vara, vin în vacanțe acasă și de obicei se întorc în străinătate cu ceva, cu cadouri pentru cunoscuți de acolo și a fost de ajuns să vină o singură dată în magazin la mine pentru că vine și a doua și a treia oară. Sunt oameni care sunt educați, citiți și care apreciază în primul rând lucrurile din substanțe naturale, gen lemn, sticlă, porțelan și apoi dacă mai e și pictat, da, e ceva. Dar cel mai important, zic eu, și asta le spun și clienților întotdeauna, mai important de multe ori decât obiectul e mesajul.